Salutare, oameni buni! Eu sunt Dr. Mihail, iar astăzi o să vorbim despre prevenție pe vremea pandemiei, pentru că prevenția este cea mai bună formă de medicină. Până acum am înțeles că acest virus SARS-CoV-2 se transmite de cele mai multe ori prin contact direct între un om bolnav, simptomatic și un om sănătos care intră într-un contact strâns direct. Cu toate astea, contaminarea suprafețelor din casele noastre și de la locul de muncă sunt și ele cauza multor îmbolnăviri. Așa că astăzi o să înțelegem și o să identificăm care sunt aceste suprafețe care trebuie curățate și dezinfectate. O să înțelegem diferența între a curăța și a dezinfecta și o să vedem care sunt cele mai simple, cele mai ieftine și eficiente produse pe care le avem cu toții în casă, cu care putem să curățăm și să dezinfectăm aceste suprafețe. Deja știm cu toții cât este de important și de eficient să ne spălăm pe mâini 20 de secunde cu orice fel de săpun. Dar am intrat în baie, am pus mâna pe clanță, ne-am spălat pe mâini și din nou punem mâna pe clanță. Punem mâna pe același robinet, același întrerupător și ne contaminăm mâna din nou. Așa că hai să identificăm care sunt suprafețele care trebuie dezinfectate în casa noastră și la birou. Iată o listă de suprafețe pe care le atingem mereu și pe care trebuie să le dezinfectăm și să le curățăm cel puțin o dată pe zi. Clanțele de la uși, robinetele de la baie și de la bucătărie, masa din bucătărie și biroul de lucru, telefonul mobil, telecomanda, care este cel mai murdar obiect din casă, joystick-ul cu care ne jucăm, scaunele din bucătărie pe care punem mâna înainte să ne așezăm, le dăm la o parte și ne contaminăm mâna. Dincolo de aceste suprafețe, trebuie să ne gândim cu toții care sunt obiectele pe care le atingem cel mai des, care sunt suprafețele pe care punem mâna. Spre exemplu, la mine poate fi acest iPad, poate fi această tastatură, acest mouse, biroul la care stau, pervazul pe care pun mâna dimineața când mă uit pe geam. Și ca să nu le uitați, puteți să vă faceți o listă cu suprafețele pe care de rutină dimineața și seara să le curățați și să le dezinfectați. Care este diferența între a curăța și a dezinfecta? Curățarea înseamnă spălarea unei suprafețe, iar prin această spălare se îndepărtează patogenii, bacteriile, virusurile, mucegaiurile se îndepărtează de pe acea suprafață. Dezinfectarea înseamnă omorârea sau inactivarea patogenilor care stau pe suprafețe, iar noi trebuie să le facem pe amândouă, acasă sau la birou, pe suprafețele care sunt des atinse de oameni. Ok, și acum cum facem toate acestea și cu ce? Cea mai simplă formă de curățare presupune apă și săpun lichid sau săpun solid pe care îl dizolvăm în această apă. Deci săpun dizolvat în apă cu o lavetă ștergem suprafețele pe care urmează să le dezinfectăm. După ce am curățat suprafața, trecem la dezinfectarea ei, iar clorul este cel mai eficient ucigaș de germeni și este potrivit pentru utilizarea de către consumatori. Clorul are un spectru larg de acțiune, ceea ce înseamnă că poate ucide un număr mare de germeni, fie ele bacterii, virusuri sau mucegaiuri. El este recomandat de către Organizația Mondială a Sănătății și de către Ministerul Sănătății. Clorul este folosit de cadrele medicale și de spitale pentru a dezinfecta suprafețe în situații de urgență atunci când apare un patogen nou, necunoscut până acum. Așa că și noi putem să folosim în casă clor. Este foarte important însă să știm ce fel de clor. Și aici ne referim la clor activ sau hipocloritul de sodiu. Când alegeți un produs de pe raft, să nu vă uitați doar pe fața produsului unde scrie dezinfectant. E important să întoarceți produsul, să vă uitați pe eticheta din spate și să vă convingeți că acel produs conține hipoclorit de sodiu sau pe alte produse poate fi specificat ca fiind clor activ. Acest hipoclorit de sodiu are o acțiune rapidă și puternică chiar și la concentrații mici și este foarte fiabil, se aplică ușor și se șterge ușor de pe suprafețe. Așa că mergem la supermarket, ne uităm la produsele de dezinfectare suprafețe și ne uităm pe etichetă. Dacă produsul are hipoclorit de sodiu, acest produs este sigur și poate fi folosit în casă urmând instrucțiunile de pe acest produs. Totuși, dacă nu ați găsit un astfel de produs la supermarket, puteți să vă faceți singuri acasă propria soluție dezinfectantă și vă va costa mai puțin de un leu. În mod cert, aveți un înălbitor în casă. Înălbitorul este făcut pe bază de hipoclorit de sodiu. Este bine să vă uitați la concentrația clorului activ din acel produs. De regulă, concentrația variază între 3 și 5%, adică între 30 și 50 de mililitri de clor activ la un litru de substanță. Ceea ce trebuie să faceți este să aveți un astfel de pulverizator pe care îl găsiți la supermarket sau îl puteți transforma din orice
alt produs de igienă pe care îl aveți din casă. Formula clasică pentru a prepara un astfel de dezinfectant este de a pune 20 de mililitri de înălbitor într-un litru de apă, spre exemplu. În cazul de față am un bidon de 500 de mililitri. Asta înseamnă că aici trebuie să intre 500 de mililitri de apă și 10 mililitri de înălbitor. Puteți să folosiți o seringă sau un alt dozator sau o linguriță mică. O linguriță mică de ceai, spre exemplu, conține aproximativ 5 mililitri de lichid. Așa că punem 2 lingurițe mici de înălbitor în 500 de mililitri de apă sau 4 lingurițe de înălbitor într-un litru de apă. Îl punem într-un astfel de pulverizator și cu el pulverizăm suprafețele despre care am vorbit sau pulverizăm o lavetă cu care ștergem suprafețele din casa noastră care pot fi contaminate. De reținut că acest clor este coroziv și în concentrații mari poate să fie toxic, așa că este bine să ne protejăm, să folosim niște mănuși atunci când ștergem aceste suprafețe și să deschidem larg geamurile pentru a aerisi încăperea în care folosim acest dezinfectant. Recapitulăm. Ne spălăm pe mâini, curățăm suprafețele cu apă și săpun dizolvat. După aceea pulverizăm un dezinfectant pe bază de hipoclorit de sodiu, indiferent dacă îl luăm de pe raft sau îl preparăm acasă. Mare atenție la cum îl folosim, îl folosim cu mânuși și deschidem geamurile pentru a aerisi încăperea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu sunt Dr. Mihail și vă rog să fiți calmi, să folosiți aceste metode de prevenție și să aveți grijă de voi.